Sunt foarte puține cimitire în lume, mai vechi de 100 de ani, care să nu aibă câteva morminte din toamna lui 1918, când a lovit al doilea și cel mai grav val al pandemiei, iar amintirile oamenilor reflectă acest fapt. Ai auzit de gripa spaniolă și faptul că epidemia de la începutul secolului 20 a schimbat lumea. Britanica Laura Spinei reconstituie tabloul pandemiei care a infectat o treime din populația lumii după primul război mondial. The subject of my book is a pandemic, meaning it affected every country in the world, including Romania. I wrote it because uh, it felt to me as if that was a disaster that we had collectively forgotten. Volumul te captivează și surprinde atât poveștile unor cazuri particulare, cât și imaginea generală a schimbărilor pe care le-a adus virusul în viața lumii. Unii cad pe gânduri și după o pauză își amintesc de un unchi de demult care a murit din cauza ei, de veri orfani cărora li s-a pierdut urma de vreo ramura a familiei care a dispărut în 1918.